Mulțumesc mult pentru invitație și pentru luarea de cuvânt, deși nu m-am pregătit, așa că o să fiu foarte scurt. Reprezint o asociație din județul Mureș, Asociația Foresterilor și Producătorilor de Mobilă. Am participat cu domnii de la noastră SIRPAR, chiar de la începuturile, să zic, a demersurilor de începere a discuțiilor pe nou cod civic. Deci a fost chiar promotor și le mulțumesc pentru chestiunea asta. A fost un factor de uniune așa la nivelul acestor asociații. Constat că există foarte multe probleme pe lanțul acestui sector civic, începând de la proprietate, continuând cu administrarea privată și de stat, prin Romsilva, mergând mai departe cu problemele noastre, care să zic că sunt mai aproape de noi, cele de exploatare și prelucrare primară și secundară a lemnului. Sper ca, în continuare, principiile cuprinse în codul civic, spun și aceste principii calitate de inginer civic, sunt inginer civic, am lucrat și în domeniul administrării producătorilor. Sper ca legislația subsecventă, care ar trebui să aplice acele principii, inclusiv acel faimos articol 60 din codul civic, să se materializeze și sper ca din discuțiile și întrunirile care o să le avem în continuare, aceste deziderate să fie cândva atinse. Deși constatăm că în anumite perioade sau această legislație vine peste noi și ne ia de multe ori prin surprindere. Țin să salut domnii din Parlament, domnul Chirteș, care ne cunoaște foarte bine, dânsul meu a fost șef la Direcția Silvică Târgu Mureș. Știu că cunosc foarte bine problemele din sector, foarte bine, și sper să ne ajute ca, de asta am adus în discuție această legislație subsecventă, să ne ajute ca să putem pune în practică și fără în practică și să ne atingem obiectivele pentru care acest cod silvic a fost discutat și răzdiscutat cel puțin în perioada de 2 ani de zile. Eu vă felicit, nu continui, fiindcă efectiv nu am fost pregătit. Mulțumesc pentru această luare de cuvânt. Vă doresc succes și sperăm ca în continuare toate asociațiile din sector, atât proprietari, cât și administratori, cât și cei din prelucrare, exploatarea lemnului și prelucrare, să ne unim forțele, astfel încât împreună cu puterea de decizie, puterea politică, să scoatem un set de lege, de acte normative care să ajute sectorul. Vă mulțumesc mult!